Președintele Academiei Petru Tocănel, conferențiarul dr. Eugen Răchiteanu, a susținut sâmbătă 18 iunie la Facultatea de Filosofie și Științe Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a doua teză de doctorat, obținând calificativul magna cum laude. Sâmbătă 18 iunie 2016 la Facultatea de Filosofie și Științe Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza am susținut teza de doctorat în filozofie, estetică filozofică, cu tema estetica franciscană din secolele 13-14, Lignum Vitae de Bonaventura și Arbor Vitae Crucifixe Iesu de Ubertino da Casale, o analiză comparată. Conferențiarul universitar Eugen Răchiteanu a declarat că se simte încântat de faptul că a susținut teza de doctorat în fața unei comisii prestigioase alcătuită din profesori de la facultățile de filosofie din cadrul universităților din Iași și din București. Noul doctorat în filosofie este obținut la 11 ani după ce l-a luat pe cel în teologie. Așadar, m-am bucurat că am avut o comisie formată din domni profesori de la Iași și din București, drept pentru care am considerat că este o zi specială pentru mine, deoarece acest moment din viața mea îl consider unul special, important, pentru că după ce acum 11 ani am susținut teza de doctorat în teologie cu o teză de doctorat în arta sacră, de data aceasta am susținut teza în estetică filozofică. Așadar, consider că este una din zilele importante din viața mea și sper ca acest lucru să mă ajute să mă dezvolt și să ajut și pe alții ca împreună să ne dezvoltăm armonios în societate. Președintele Comisiei de Examen a fost profesorul universitar dr. Nicu Gavriluță, decan al Facultății de Filosofie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar coordonatorul lucrării a fost profesorul universitar Dumitru Zaharia, alături de profesorul universitar dr. Petru Bejan, de la aceeași universitate. Din comisie au mai făcut parte și profesorii Constantin Aslam și Ruxandra Demetrescu de la Universitatea Națională de Artă din București. Teza de doctorat a conferențiarului Eugen Răchiteanu se pliază, după cum spun specialiștii, pe elementele specifice ale iconografiei franciscane ca expresia adevărului, ca principiu de înălțare și de trăire morală, ca mijloc de comunicare a mesajului creștin, ca formă concretă de exprimare a valorilor umane și spirituale. Din această toamnă, misiunea de președinte al Academiei Petru Tocănel, pe care a deținut-o cu succes timp de 5 ani, încetează. Eugen Răchiteanu a fost promotorul proiectului de scoatere a conferințelor publice pe diverse teme de larg interes în societate, găsindu-și o largă și constantă audiență. Conferențiarul universitar Eugen Răchiteanu a fost numit director al editurii Cita Divita din Florența, instituție prestigioasă de cultură cu care are o colaborare de mai bine de un an. Conferențiarul universitar Eugen Răchiteanu își va păstra însă și postul de profesor de estetică filosofică, filosofia artei și iconografie franciscană la Institutul Teologic Franciscan Sfântul Francis de Assisi din Roman, unde va ține cursuri semestrial.